Pe zo, rezultă că figura MN, nu spun că MN este paralel cu PA. Deci asta paralel cu asta, asta. Dar în loc să spun cu PA, PE fiind PA, ce, e suficient de atât. Da. Da? Tu vrei să spui așa, hai să scriu după cum spui tu, e același lucru, da? Deci MN, MN paralelă cu PA, cu PA. Și MP. MP paralelă cu AN, nu? Da. De unde e ipoteza, da? Ipoteză, ipoteză. Da. Acolază din cele două ori este că PA, A, deci A P M N paralelogram. A P M N paralelogram. Și paralelogramul unui drept, de desubt arătăm că măsura, spune măsura lui A egală cu 90 de grade, atunci rezultă atunci că... Cele două rezultă că A P M N este dreptul. A P M N dreptul. Da? E dreptul. Și punctul rezolvat. Așa. Acum trebuie să arătăm că Q D B este isoscel. Așa. Adică, cum trebuie să începem că măsura unghiului C este de 30 de grade. CD. CD. Nu? Da. CD. Bisectoare. Care unghi? C. Unghiului C. Asta înseamnă... Că... Măsura unghiului C este de 30 de grade. Fiind bisectoare și cum avem de sub, spunem că măsura, ne tădeam problemă cu măsura unghiului C este de 60 de grade. ACD. ACD egal cu 60 de grade. Rezultă din cele două că... Că măsura lui C este 30 de grade. Măsura prin 3, citim, măsura lui DC, DCB, măsura lui DCB egal cu 30 de grade. Măsura lui DBC este de 30 de grade. DBC egal cu 30 de grade. Din cele două rezultă că triunghiul CDB este isoscel. Triunghiul CDB isoscel. Și triunghiul fiind isoscel, iar de sus spune DM perpendiculară. DM e perpendiculară pe cine? Pe A, pe BC. Pe BC. BC. Rezultă din astea două. Că CM egal cu MB. CM egală cu MB. CM egală cu MB. Și din dreptul, mai trebuia să mai spunem că A, M, e cât până. Da. Păi da, știam asta. E din dreptul, se trage în concluzia asta. Deci de aici, din dreptul, A, M, congruent cu până. A, egal. M, egal cu... Până. 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 A, M, cu până. Lucru care îl avem clarificat. Și cum aici AM AM este cât BC pe 2. Da. Din ce am spus, AM egal cu BC pe 2. Și atunci din 1 și 2, haideți din 1 și 2. Deci 1 plus 2 rezultă că AM egal cu NP, da. AM egal cu N. Egal cu BC pe 2. Egal cu BC pe 2. Și iată că am încheiat și asta. Eu am întâlnit cu ceva și vor înțeleg, da? Deci am terminat asta. Da, la revedere, să nu uitați de like și să vă abonați la programul. La revedere! La revedere, dragilor!